în zi de sărbătoare mare, pentru că am auzit că aveți sărbătoriți cu numele, de asta am venit și noi la petrecerea dumneavoastră. Și îl căutăm pe domnul Ion. Am nimerit bine, nu-i așa? Da. Bună ziua! Domnul Ion, la mulți ani, domnule! Să fiți sănătos! Noi știm că sunteți sărbătorit cu numele. Tocmai de asta aveți. Sau veniți dumneavoastră mai aproape de mine, dacă vreți, domnul Ion. Da. Știm că sunteți sărbătorit cu numele. Tocmai de asta venim să vă felicităm. Să vă urăm un sincer și un călduros la mulți ani. Să fiți sănătos, fericit și mereu înconjurat de oamenii dragi sufletului dumneavoastră. Noi suntem echipa surprizi la tine acasă. Și astăzi venim din partea cuiva drag. Am vrut să vă întreb de treaba. Da, băi, nu, nici nu ne cunoaște. Da, cu surprize suntem, da. Și să știți că am auzit că sunteți un om bun și un om foarte iubit. Și tocmai de asta cineva ne-a trimis pe noi astăzi aici la dumneavoastră. Ca să vă mulțumească pentru absolut tot ceea ce ați făcut pentru aceste persoane. Să vă spună cât de important sunteți, atât dumneavoastră, cât și doamna Vasilica. Pentru că și dumneavoastră sunteți foarte, foarte importantă pentru aceste persoane dragi. Și aș vrea să vă întreb dacă cumva bănuiești cine ar fi putut să ne trimită pe noi astăzi. Da. Cine credeți? Cine credeți că ne-a trimis pe noi astăzi cu surpriză la dumneavoastră? Nici nu dau seama cine. Nici nu vă dau seama și nici nu vreți să vă gândiți? Cine ați bănuit dumneavoastră? La cine vă duce gândul? La Adrian. La toți. La auziți, doamna, ce zice. La toți. Copii, nepoți, strănepoți, cu toții vă iubesc și vă respectă necondiționat, pentru că sunteți cel mai bun bunic, cel mai bun tată din această lume și i-a susținut, cum a știut dumneavoastră, cel mai și cel mai bine. Și aici ne-au trimis cu daruri. Am aici un tortuleț, ia vedeți. Un tortuleț cu poză. Vedeți dumneavoastră cine e aici? E pentru dumneavoastră, mă puteți ajuta să dăm drumul și la artificie? Ia uitați, îl țineți dumneavoastră sau îl țineți doamnă? Ține mamă. Care o fi? Mai am aici un tablouaș cu dumneavoastră și cu doamna dumneavoastră superbă și minunată. Îl țineți dumneavoastră pe acesta? Care o fi? Mai am aici o inimioară care spune așa, cel mai bun tată. Pentru că sunteți cel mai bun tată, cel mai minunat și cel mai excepțional. O puteți ține și pe aceasta? Haideți că... E ușoară. Așa. Da. O sticluță de șampanie, sobet sănătos alături de cei dragi. Mulțumim. Și pentru doamna Vasilica, un buchet de flori. Pentru o doamnă minunată, o mamă devotată, care a făcut ca totul să fie excepțional în familia dumneavoastră. Și tocmai de asta, copilașii, vă iubesc și vă mulțumesc pentru sacrificiile dumneavoastră pe care le-ați făcut de-a lungul timpului și de-a lungul anilor. Și să nu mai ținem pe doamna cu coșulețul de fructe și un coș de fructe pentru dumneavoastră. Puteți ține și buchețelul? Eu văd aici că sunteți înconjurați doar de oameni dragi, oameni frumoși care vă iubesc și vă respectă. Și să știți că noi nu o să plecăm atât de repede. Pentru că vom avea câte o melodie pentru fiecare. Iar la final vom avea să... Mi-e pare bine că stați mai mult. Da, stăm mai mult la dumneavoastră, că la oameni frumoși ne place să stăm. Da. Așa este. Haideți să începem cu dumneavoastră, domnul Ion. Adică am văzut și atâtea cereri. Da? Haideți să auzim melodia pregătită pentru dumneavoastră. Sunt două la nume, dar haideți să începem cu prima. Să vedem ce spune aceasta. Să-ți dea multă sănătate, să le poți face pe toate. Ca să ține pe mine ta grădină, ți te arătă, n-ai putere de altă dată, să le mai termin odată. Suflet din mine
ești creșind îndurat cum n-ai fost niciodată. De mijloc te-a plecat, puterile te-au lăsat, te-aș putea că ți-aș da jumate din viața mea. Haideți să auzim și cea de-a doua melodie, o melodie de la mulți ani. Și haideți să auzim. Doamne, cum să-ți mulțumesc cu tot neamul românesc, că ai ținut cu neamul meu și la bine și la greu, și la mulți ani, mulți ani, noroc și mulți bani, să trăiți o mie de ani. Sus paharul plin, sănătos să fii, cu bot gros fiindcă ai trecătoare, omul se naște și moare. Dar n-am venit toți, cred că e familia mare, numeroasă. Da. Și să știți că mai am și un mesaj. Deci, pe copii. Să vă trăiască cu toții. Nu, să vă bucurați de tot ce... 12 frați. Fiți sănătoși. Multă familie, mare, numeroasă. Păi da. De aici, de curte, ce-a vătat cartea și nu v-am vâmbat. Și noi ne dorim ca Sfântul, a cărui nume îl purtați, să vă ocrotească, să vă dea sănătate, împlinire și multă, multă pace și iubire în sufletul dumneavoastră. Și haideți să auzim și ce mesaj avem pregătit pentru dumneavoastră. Un mesaj care vine cu multă recunoștință, cu multă dragoste și care spune așa: dragul nostru soț, tată și bunic, îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi, pentru răbdarea și sprijinul acordat de-a lungul anilor. E special pentru noi, iar cuvintele noastre nu sunt de ajuns să-ți demonstreze sau să-ți dovedească cât de mult te iubim. Ne-ai fost alături în toate momentele frumoase, dar și mai puțin frumoase. Ne-ai ajutat să trecem peste orice obstacol al vieții și ne-ai învățat întotdeauna ce-i bine și ce-i corect. Ai un loc special în inimile noastre și așa va rămâne mereu. Promitem să te facem mândru de noi, așa cum și tu ne-ai făcut mândri pe noi de tine, realizând atât de multe până la vârsta ta. Iar cu ocazia zilei de nume, Sfântul Ion, îți dorim să te bucuri de noi toți, copii, nepoți și strănepoți. Te iubim la fel de mult cum ne iubești și tu pe noi. La mulți ani, cu drag, copii, nepoții și strănepoții dumneavoastră. Toți. Vreți și dumneavoastră să le spuneți câteva cuvințele dumnealor? Ce vreți să le transmiteți la copii? Multă sănătate, fericire, să aibă bucurie în viață. Așa. Doamne ajută. Putere de muncă. Și le asta mulțumim tot ce a făcut pentru noi. Doamne ajută. Și ne iubim cum ne iubește și ei părinți. Vă iubesc mult și vă sunt recunoscători. Și să știți... Am văzut. Așa.
Să știți că nici pe dumneavoastră nu v-a uitat și avem și o melodie și pentru dumneavoastră. Cea mai bună și cea mai minunată mamă. De vecea, că am crezut că e Sandra. Nu, nu. Am vorbit, poate că așa vorbim de vreo. Da? Nu sunt, sunt Laura eu. Haideți să auzim, doamna Vasilica, ce melodie avem pregătită pentru dumneavoastră. Și asta e cea mai mare bogăție a unui om, să aibă persoanele dragi alături de dumnealor. Așa și dumneavoastră ați fost împliniți, sunteți împliniți. Deci cei mai bogați. Da, așa este. Să fiți mereu să umple curtea. Aici să spun toți. Așa e. Totdeauna. Aici am venit. Asta e cea mai mare bogăție. E cel mai frumos. Da. Lângă părinți. Lângă părinți. Eu aș pregătit așa, iubim necondiționat. Ne-am așteptat. Păi dacă vă spuneau ceva, ce surpriză mai era? Așa v-au luat pe nepregătite și a fost surpriză adevărată. Să le dea Dumnezeu sănătate și să bucure și ei de copiilor, dumneavoastră, și de copiii. Doamne, să facă și ei ce poate pentru ei, cum am făcut și noi pentru ei. Am ceva ce să le dea.